Salut, Vasi aici și astăzi discutăm despre surse de venit și cum să ți le crești prin câteva metode pe care, nu știu, sunt la mare căutare, niște side hustle sau niște business-uri. Hai să trecem la treabă! E necesar ca înainte de a investi să ai niște surse de venit, că e logic, trebuie să investești niște bani. Dar dacă nu ai sursele respective, ce trebuie să faci ca să scrii sursele respective de venit? Pe lângă traiul zilnic, să ai niște surse pe care să le investești, nu știu, în cripto, bursă, imobiliare și așa mai departe. Și o să încep cu niște variante care sunt realizabile, le-am făcut în trecut, funcționează și tot ce trebuie să faci este să studiezi și să ai timp. Nu ți trebuie investiție pentru că e zero, doar timp, da? Numărul 1. Învață vânzări poți să înveți vânzări de pe Google, de pe YouTube, poți să iei o carte, poți să iei un curs. Vață să oferi valoare prin vânzare și nu să vinzi unui om un pix. De exemplu, dacă vrei să vinzi un pix, nu te duci și spui unui om, uite cât de frumos este, ce frumos scrie, costă puțin și nu știu ce. Omul are nevoie de beneficii sau de nevoie, da? Și atunci te duci și spui. În momentul în care te afli pe o insulă pustie și ai nevoie să semnezi un contract și singur pix este la mine, ai plătit 1000 de dolari pe el, dacă contractul al va 10.000 de dolari, omul ăla probabil ți-a spune că da, pentru că altfel n-ar avea cum să semnezi. Ce vreau să spun aici este că vânzarea este un schimb de valoare. Dacă valoarea oferită este mai mare decât obiectul în sine, atunci poți să ceri un preț mai mare. Ok, dar să-i și folosească, pentru că el la contractul ăla ar fi câștigat de exemplu 10.000 de dolari sau 100.000 de dolari, deși ți-a plătit 1.000 de dolari pe un pix. Ok? Deci, fă-ți skill-uri în vânzare și mergi și angajează-te pe comision la o companie care să-ți ofere procent din vânzări. Pentru că doar atunci vei depăși stadiul ăla de salariu fix sau chiar dacă ai salariu fix, ai și comision pentru a ajunge la un venit lunar de 2000, 3000, 4000 de euro unde este foarte realizabil. Depinde și de comisioane. Numărul 2, la fel, unde nu-ți trebuie deloc bani, este marketingul afiliat. Aici îți va trebui timp și cunoștințe. Cum funcționează marketingul afiliat? Practic tu promovezi un program, un curs, o carte, ceva care nu-ți aparține și ai dreptul să îl revinzi pentru un comision sau pur și simplu să-l promovezi și să primești un comision de la persoana respectivă. Îți dau un exemplu și nu, nu e o promovare. Tu poți să intri în descriere să vezi că sunt câteva linkuri acolo și eu am un program de afiliere, de exemplu. Poți face asta cu oricine. Prin programul ăla, tu dacă reușești să convingi o altă persoană să cumpere cursul sau programul respectiv, tu vei primi un comision de până la 50%. Deci dacă un curs costă 100 de dolari, tu o să-l revinzi mai departe și o să primești 50 de dolari one time. Sau dacă vinzi abonamente, poți să primești abonament recurent lunar. Ce trebuie să faci? Bineînțeles, trebuie să ai un cont de social media, să discuți cu persoane în domeniul respectiv, pentru că nu poți să vinzi asta prietenilor, nu poți să vinzi un curs de cripto prietenilor, dacă ei n-au nicio treabă cu criptomonedele. Atunci cel mai bine ar fi să intri într-o comunitate de cripto, să discuți cu oameni, să le spui că ai folosit produsul respectiv, că funcționează, și să-l dai mai departe și astfel să-ți faci o sursă de venit pe care după Poți să o investești sau poți să să-ti cumperi noul iPhone 14. Numărul 3, care e la mare căutare și eu colaborez cu cineva pe partea asta, social media marketer. În sensul că tu poți să înveți la fel edit, design marketing și să ai contul mai multor persoane pe care să-l manageriezi și să faci postări, să aduci oameni, să faci engagement, să răspunzi la postări și așa mai departe. Eu colaborez cu cineva pe partea asta de TikTok și Instagram, unde probabil ai văzut și tu videourile dacă mă urmărești și nu mai fac eu acest lucru, este plătit sub formă de comision sau salariu lunar și omul respectiv poate să lucreze 5 ore într-o zi, să aibă toată săptămâna content pentru mine. Asta presupune să faci research pe nișa respectivă, respectiv cripto, să vezi ce trenduri sunt, să vezi cum poți să crești engagement-ul persoanei respective, să studiezi algoritmii TikTok și știu că poate suna ciudat și poate suna, bă, dar e de muncă, într-adevăr e de muncă, dar nu ai nevoie de nicio investiție. Și numărul 4, la fel, ce am angajat o persoană, scris texte, adică copywriter, prin care scrii texte de vânzări, e-mail-uri, pagini de vânzare, tot ce trebuie să știi pentru a învăța Poți să citești o carte, de exemplu Biblia vânzărilor, unde pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult. Este, o găsești pe Google și este tradusă în română. Și eu am făcut un curs de copywriting, pentru că uh, m-a ocupat o perioadă și cu asta. Am scris texte de vânzări pentru mine. Și dacă studiezi o lună, două, trei, poți să te angajezi la un job uite, cu 2-3 mii de lei pe lună sau mai puțin. Sau comision din proiect, ori poți să scrii pe numărul de cuvinte, de exemplu, scrie 1000 de cuvinte, ai 50 de lei sau 100 de lei. Și așa mai departe. Nu necesită la fel nicio investiție, poți face asta în câteva luni, în 4-5 luni o să devii o persoană super super tare și să te nișezi foarte mult pe nișa sau pe domeniu pe care tu îl consider că e ok pentru tine, finanțe, nutriție, fitness, dezvoltare personală și așa mai departe și să devii bun pe nișa respectivă și după trebuie să cauți doar clienți, mici, antreprenori sau freelancer care doresc să colaboreze cu tine, nu au timp, pur și simplu vor ca tu să le scrii textele și să faci un venit suplimentar. Poți face asta de acasă, cu un laptop, cu un telefon, la fel și celelalte surse de venit, mai ales la vânzări ai nevoie doar de un telefon, dai 1000 de telefoane, ai 10 clienți, ai făcut 10.000 de lei pe lună și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, aceste patru side mini business-uri sau chestii de freelancer te pot ajuta pentru că și eu am trecut prin ele, le-am făcut pe toate, îți garantez că am început cu vânzările, am făcut marketing, am făcut copywriting, am făcut marketing afiliat, marketing afiliat presupune și promovarea de produse și plasarea de produse și așa mai departe. Și am trecut prin toate, toate funcționează și la un moment dat poți să scalezi dacă ăsta este gândul tău. După cum vezi, n-am avut niciun script, îmi place să vorbesc liber, chiar dacă mă mai încurs sau chestii de genul ăsta, eu sunt natural și încerc să fiu așa natural. Spun din experiență ceea ce am făcut și eu în urmă cu 2-3-4 ani și dacă funcționează și pentru tine, lasă un like un comentariu și nu da subscribe, că nu contează. Oricum nu dai subscribe, deci nu, nu, contează. Mă rog, bine, hai, dai subscribe dacă vrei și așa mai departe. Ne vedem la următorul video. Sper că ți-a plăcut acest video și sper din suflet să te ajute. Aprofundează un domeniu, nu le încerca, sau poți să le încerci pe toate, dar aș, -aș nișa pe unul, aș încerca să fiu cel mai bun în 4-6 luni și n-aș denunța la job, pe lângă job, tot ce aș face aici, aș investi și așa mai departe. Mult succes!